Este ora 7 dimineața. Etajul 13. Majestic Olimp. De data asta sunt cazată, n-am intrat prin efracție. M-am trezit total entuziasmată de peisajul de aici și posibilitatea explorărilor multiple. Acesta este fost Hotel Moldova, actual hotel inexistent, bloc eșuat, cum spunea cineva pe Am fost acolo. Are și o piscină acolo, ce nu am explorat-o, sper să o explorez mai încolo. Acela este Hotel Muntenia, imediat după, actual PAM, apoi este Oltenia, apoi este acest bloc ce barează vederea către Hotel Maramureș, situat mai în spate, și apoi avem Crișana, hotelul SRI-ului, și Hotel Banat, închis, de frații Nicula. Aici mai avem un magazin ce cumva supraviețuiește vremurilor abandonate ale acestei stațiuni. Parcarea. Și camera hotelului Majestic, fost hotel Transilvania, renovată în anul 2002. Nu doar această cameră, ci întreg complexul. Și există și o terasă mai sus de etajul 13, care se că a fost chiar și un bar acolo. Un bar, da. Numai că domnul Muhammad sau nu dânsul neapărat ce deține lanțul de hoteluri Majestic, ci că și Fenicia, nu știu dacă am înțeles bine, a renovat terasa. Aici cred că este locul personalului unde nu am voie. Iată cât de frumos se poate vedea câmpul. Acolo în zare, nu știu dacă se poate vedea de aici, este turnul de apă. Acum, hotelul arată bine. Pe aici se face intrarea în terasă. Acesta este holul. Nu știu de unde aprind lumina. Dar pot să dau roată pe aici. Și o oglindă frumoasă. Se vadă peisajul matinal. Iar de aici putem vedea piscina. Dar dacă vreau să mergem așa la piscină, nu prea mă interesează, o să mă duc la abandonisment. Pentru că acum sunt abandonate și amfiteatrul, deși am stat aseară acolo și mai sunt ceva oameni ce mișună prin hotel, au deschis și ușa. Belvedere, aflat în aceeași situație și panoramic acolo. Perla litoralului de altă dată. Acum abandonată, dar mie îmi place, dacă n-ar fi abandonată, nu știu dacă aș mai fi pe aici. Trebuie neapărat să arăt terasa. E bine că e 7 dimineața, că acum nu voi interfera cu personalul ce m-ar putea goni. Sau poate, dacă am noroc, ei bine, atunci îmi vor da chiar cheia terasei. Da, iată, bar. Minunatul semn de bar. Cu mist frumos ca înainte, mor când îl văd. Dacă în spatele ușii, cu lacăt, era chiar barul și nu niște saltele, wow, aș fi fost extrem de fericită. Chiar și un bar renovat, așa, în anii 2000. Colorat, dar oricum ideea să bei ceva la înălțimea asta, 13, aici, e wow. Wow, wow.
Și liftul chiar mergea pe vremuri până aici, pentru că altfel n-ar fi așa. Și avem și aceste globuri lăsate ca înainte, pe jos ca înainte, canapeluțe de 2002-2003, o oglindă, eu care șciufulită, cred că nici nu m-am spălat pe față, în entuziasmul acestei explorări. Și aici cred că era un oficiu de personal, pe vremuri, iată, are această mărmurică. În continuare este un oficiu de personal, dar era, cred că, ceva mai complex, avea și o baie mare. Și a fost dezafectată odată cu renovarea, dar a rămas minunea asta de gresie ca înainte. Și micul mozaic pe jos, făcuse mopane să nu fie frig. Hotel Majestic. De ce nu-i face și terasă? Mare păcat. Eu oricum sunt fericit așa și am ce explora.